Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție aniversară a emisiunii Actualitatea în obiectiv. Celebrăm cei 30 de ani de emisie la Radio Vocea Evangheliei București. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea sa de grijă. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi pe postul nostru, pe frecvența veștilor bune, la Radio Vocea Evangheliei București. Astăzi ne bucurăm să avem un nou invitat care să ne introducă cumva în vremurile trecute, de la începuturile mai dezvoltate, aș zice eu, ale lucrării radioului, a rețelei Radio Vocea Evangheliei București. Ne bucurăm că împreună cu noi astăzi este domnul Lucian Despa, fost director general al RVE. De prin anul 2003 a preluat dumnealui lucrarea aceasta de management. Vă mulțumim că sunteți cu noi și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Cu multă plăcere și eu mă bucur că sunt aici și vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Ne bucurăm. Într-adevăr, trebuie să spunem celor care ne ascultă că acest material e și filmat la studioul ProDocens. Le mulțumim pe această cale pentru parteneriatul pe care îl avem de ceva vreme. Poate fi urmărit și pe internet. Ca să începem așa cumva de la etapa aceasta de început, de când ați preluat lucrarea, e adevărat că ea fusese dezvoltată cât de cât în anii trecuți și de prin anul 2003, de când ați venit dumneavoastră, era o echipă, erau câteva stații funcționale, era un format deja agreat, erați cunoscuți la Consiliul Național al Audiovizualului. Însă, pentru început, aș vrea să ne spuneți cum ați ajuns să lucrați, să slujiți la Radio Vocea Evangheliei. Sigur că da. Mai întâi aș vrea să felicit echipa RVE București pentru această aniversare. Este o aniversare foarte importantă. 30 de ani este o zi a tinerii, este o vârstă a tinereții. Vârsta tinereții este plină de vigoare, deci asta înseamnă că sunt multe promisiuni în viitor și așteptăm ca ea să se dezvolte. Este o echipă acum nouă, dar care vine pe umerii unei echipe în care a zidit temeinic și cu putere și cred că acești 30 de ani vor fi o bornă kilometrică importantă pentru un viitor important pentru RVE București. Mulțumim, Doamne ajută! Sunt sigur și Domnul este în privința aceasta acolo ca să ajute și să sprijine o lucrare pe care el a început-o și el o va duce la bun sfârșit. Este important de asemenea să înțelegem că este o lucrare care are o dublă focalizare. Focalizarea de a hrăni și de a se apropia de cei care sunt îndepărtați de Dumnezeu, care sunt străini și care simt nevoie acum mai mult decât oricând de un răspuns și o semnificație pentru viața lor și cealaltă latură la fel de importantă de a hrăni comunitatea evanghelică din București, din urbea Bucureștilor, atât de aridă din multe puncte de vedere. Așa este. Două componente pe care și le-a însușit și le-a programatic de la început RVE București. O misiune grea. Este o misiune grea, așa cum spuneam, cu două focare foarte importante. De asta, din punctul meu de vedere, a făcut-o bine până acum, sunt sigur că o va face și mai bine în viitor. Domnul să ne ajute. Să revin acum la întrebarea dumneavoastră. Da, vă rog. Am să fac o foarte scurtă microbiografie profesională ca să înțelegem cum am intersectat cu Radio Vocea Evangheliei în general, pentru că din 2003 am preluat responsabilitățile de director general la Radio Vocea Evangheliei. În adolescență, tinerețe, am fost pasionat de fizică și de filosofie. În liceu, cumva, mergeam foarte bine pe zona aceasta. M-am gândit de atunci care este zona în care să mă perfecționez profesional și mi-am dat seama că partea de meditație, reflecție, partea, zicem, umanist-filozofică, n-avea cum să meargă bine pentru că eram sub comuniști. Apropo, a existat în România și un regim comunist și... Da, noi am prins puțin, adică cel puțin eu, da, dar confirmăm. Dar pentru mine, nu exista orizontul acela în care comunismul să dispară.
în tinerețea mea nu concepeam acea perioadă, acea vreme și îmi făcusem planurile pentru a continua pe partea, din punct de vedere profesional, pe partea aceasta tehnic-inginerească. Ceea ce am și făcut, am mers la o facultate tehnică, la electronică și telecomunicație, dar în paralel, sigur, pasiunea pentru cele spirituale, pentru cele duhovnicești a rămas intactă și în timpul facultății am frecventat cursurile de ebraica Vechiului Testament la universitate cu poetul Ioan Alexandru, în perioada aceea foarte popular și foarte cunoscut, o personalitate culturală și spirituală excepțională. Atunci ne-am format ca și un grup care a ținut legătura aproape. După 89, după căderea comunismului, la televiziunea română s-a format un departament de viață spirituală. Și acum, vă dați seama, cei de acolo aveau, bineînțeles, o pregătire profesională pe zona de televiziune, pe zona aceasta de media, dar partea spirituală erau la pământ. Au avut câteva tentative, au luat după la agricultură, după la departamente din astea de una, a doua și a treia și au încercat să le ducă spre viața spirituală, n-a mers și atunci au cerut personalităților timpului, inclusiv lideri de cult sau personalități culturale, să facă recomandări. Și în acest context, poetul Alexandru m-a recomandat pentru redacția de viață spirituală de la televiziunea română. Când acesta am ajuns cumva în contact, am făcut saltul acesta în viața publică, din preocupările de viața spirituală, din viața privată. Și de atunci, practic, traseul meu a mers în direcția aceasta. Am fost acolo redactor, realizator de televiziuni, de televiziune timp de din 92 până 96. A fost un timp bun, pentru că era încă pâcla aceea comunismului, care se va resimți când o să vorbim despre vocea Evangheliei, vom vedea că și acolo vor fi lupte importante. Acum nu se mai văd umbrele acelea, de atunci erau extrem de prezente și trebuia luptat cu ele. În televiziunea română erau cu atât mai mult și am reușit să punem atunci programe evanghelice. Nu a putut să țină foarte mult lucrul ăsta pentru că, din punctul meu de vedere, pentru că ideea era că puteai să faci procentual atâtea programe cam cât reprezenta populația evanghelică din România. Am semnat ceva, dar nu foarte mult. Și atunci m-am gândit cum aș putea să merg înspre o zonă în care să fac mult mai mult pe creație de viață spirituală în televiziune, dar în zona privată. Am găsit un parteneriat cu o organizație olandeză și împreună cu niște prieteni am format studiourile Master Media, studiuri care au avut o activitate importantă. Am fost director studiului timp de 6 ani de zile și am făcut programe pentru televiziunea română și pentru încă alte 10 stații din țară, stații de televiziune din țară, care într-un fel au dat un ton în stațiile acelea pentru că nu aveau alte programe de viață spirituală. A fost o perioadă bună. După un timp însă s-a pus problema să putem să mergem pe, sau să pot să merg pe o zonă în care să avem controlul editorial asupra ceea ce se întâmplă, pentru că un program într-o stație de televiziune este un lucru, când ai o întreagă linie editorială, este cu totul altceva. La Radio Vocea Evangheliei, fostul director general își îndrepta atenția, până atunci avea împărțită activitatea între publicistică, media și activitatea academică. La un moment dat s-a îndreptat definitiv spre activitatea academică, s-a vacantat postul acela și bordul de conducere m-a invitat la o discuție. Și după discuția aceea am hotărât împreună să preiau responsabilitatea din 2003 la Vocea Evanghelică și director general. Deci acesta foarte pe scurt a fost traseul, modul în care am ajuns la Vocea Evangheliei. Mai târziu, încă o dată în 2003, dar povestea Radio Vocea Evangheliei București este sigur mult anterioară și foarte interesantă, datorită unor aspecte, aș zice eu, de ordin istoric și, când spun istoric, mă refer nu numai la istoria politică, ci și cea spirituală, pentru că, așa cum spuneam și despre televiziunea română, erau foarte multe lucruri care trebuiau
reglate. În momentul în care spui că apare un post de radio creștin într-o țară în care decenii radioul a fost folosit pentru propagandă politică. Tot personalul, toată mentalitatea era orientată în zona aceasta. Deci trebuia să croiești o mentalitate și oameni profesioniști care să gândească și să producă în cu totul alt termen decât până atunci. Nu era un lucru simplu. Să nu uităm că bisericile creștine, creștinii în general fusese exclus nu numai social, ci și profesional. Nu puteai să fii redactor în timpul comunismului, redactor la orice, începând cu o revistă și terminând cu un radio, un post de radio sau televiziune, dacă erai creștin, sub nicio formă. Și atunci vă dați seama că sarcina era extrem de provocatoare, să faci echipe care să aibă și pregătirea îndemânările tehnice și mentalitatea să facă programe noi într-un spirit creștin. Au venit atunci alături de noi organizații și radiouri occidentale, americane, de foarte bună calitate, cu foarte bună reputație, Moody Radio, HCGB, mai târziu Media Alliance International, care și-au oferit serviciile acestea să ne ajute, în sensul să ne echipeze și să ne trăinuiască, să ne instruiască pentru această misiune. Încă o dată le mulțumim, nu știu ce ne-am fi făcut fără ei în acele timpuri atât și atât de delicate. Și lucrul ăsta chiar s-a întâmplat. Da, într-adevăr, au fost vremuri mai grele. Internetul nu era la vremea aceea, accesul la informații destul de greu, de ajuns la anumite știri și la anumite lucruri care să te ajute, să te informeze, să te dezvolte din punct de vedere profesional. Însă, când ați venit dumneavoastră, era deja, așa cum am spus, o echipă în lucru, ați preluat cumva un management care deja se implementase de câțiva ani. Ce provocări ați avut la vremea aceea, de la momentul în care ați preluat conducerea rețelei de radio la Radio Vocea Evangheliei și Bucureștiu și celelalte stații, Suceava, Timișoara, Oradea, Cluj, Sibiu, nu știu, era și Brașov atunci. Chiar de atunci, da. Era și Brașov. Și ce provocări considerați că avem astăzi? Aș vrea așa un pic să facem o paralelă. Știu că ați încercat să ne ajuta să înțelegem că au fost vremurile acelea de tranziție de la comunism la libertate și încă era teama aceea să nu se facă propagandă, de data asta creștină, la radio, dacă se făcea în alte vremuri propagandă politică. Și oamenii aveau și acea sete să asculte, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Exista și opoziție, adevărat, dar lucrurile cumva au fost așa și de o parte și de cealaltă și era mereu așa o luptă din ce am aflat și noi de la colegii de dinainte. Acum, provocările au fost pe diferite planuri. Au fost provocări legate de partea organizatorică administrativă, pe partea editorială și, bineînțeles, pe partea spirituală. Pe partea organizatorico-administrativă, lucrurile, din punctul meu de vedere, au constat în încercarea de a aduce o anumită formă de unitate în ceea ce însemna rețeaua Vocea Evangheliei, un deziderat care va fi întotdeauna acolo, pentru că trebuie mereu să eviți excesele, nimeni nu vrea să fie uniformitate. În același timp însă trebuie că atunci când dai drumul la radio și asculți muzică, o emisiune, fără să știi neapărat ce post de radio este, să poți să ai mireasma aceasta că este un post de radio creștin. Da? Și dacă zici că este Vocea Evangheliei, cu atât mai bine. Adică să simți o anumită identitate a unui post.
La asta mă refer când discut despre unitate, care este importantă. Pentru că, la fel cum noi avem fiecare ca persoană anumită identitate și suntem recunoscuți printre prieteni, printre cunoștințe, prin câteva semne distinctive, și da, ăsta e așa, fie că sunt de caracter, fie vestimentare, să spunem, la fel și cu un post de rate și în general cu orice instituție, cu orice entitate. Deci, ideea de a merge spre o anumită unitate suportabilă și acceptabilă, importantă și din punct de vedere administrativ și editorial, a fost o provocare și într-o anumită măsură este și în zilele noastre. Gândiți-vă că avem stații de radio răspândite în toate provinciile țării care au aspecte lor culturale, regionale, evidente, pentru care trebuie să ai înțelegere. În același timp, încă o dată, trebuie să poți să simți că este un radio creștin și este un radio care promovează cu anumite obiective și editoriale și spirituale și anumite valori. Deci, în acest echilibru, cu acest echilibru trebuie jucat pentru identitatea unui post de radio în general și în particular al nostru, care este o rețea de radio, una din rețelele importante din România și trebuie să ții cont de lucrul ăsta. Și cu cât dea Domnul să se extindă, cu atât provocarea aceasta, fără îndoială că rămâne. Pentru că am pomenit de extindere, bineînțeles și atunci ca și acum, extinderea rețelii este o provocare foarte importantă. Pe de o parte, pentru că trebuie să avem acceptul forurilor care sunt îndrituite să se ocupe cu așa ceva și să putem să câștigăm la concursuri licențe. Pe de altă parte, ele trebuiesc pregătite, din nou, administrativ, organizatorii, pentru a deveni funcționale. Să pornești de la firul ierbii, să faci o stație, să o pui în funcțiune și să o integrezi cât mai rapid în sistem, nu este un lucru ușor. Este acum, provocarea e pentru colegii noștri de la Zalău, s-a reușit acolo o luare unei frecvențe și la momentul ăsta chiar se implementează un proiect nou la Zalău. Da, și directorul general actual, Daniel Grigoriciu, chiar știe care sunt provocările astea. Ideea este că, din câte știu, va veni și un nou concurs la CNA, deci din nou o aventură, pentru că este important să participi la un concurs de felul acesta și să și câștigi și încă o dată dacă Dumnezeu va îngădui, fără îndoială că va fi o provocare să poți să dai în undă astfel de stații și să pui licențele în funcțiune. Deci categoric și atunci și acum cunosc lucrurile astea și pot să vă spun că sunt solicitări importante în care trebuie implicată toată lumea, începând cu bordul de conducere, AGA în cazul nostru, sediu central, stațiile la nivel local. În alt registru, ca să spunem așa, provocările importante sunt legate de partea editorială și spirituală, pentru că aici iarăși trebuie gândite împreună. Prin editorial mă gândesc la emisiuni, conținut și format. Aici lucrurile trebuie gândite cât se poate de bine. Sigur, formatele sunt știri, talk show-uri, muzică, toate cele pe care le avem, dar trebuie gândite în termenii în care noi suntem un post de radio creștin și să putem, ele sunt formate inventate de lumea laică, nu sunt inventate de noi, să putem să le rotunjim și să le dăm frumusețea și aura aceea care convine unui post de radio religios. Da? Așa este, da. Asta e important. Cunoaștem împreună ce înseamnă un talk show pe unele televiziuni laice, nu? Care te face să-ți pui mâinile în cap, nu? Când aproape că nu mai suporți. Și ce poate să însemne un dialog interesant, cum să zic, aplicat și la obiect și dacă se poate înălțător, între doi oameni care au o miză spirituală și care pot să aducă un aport de cunoaștere, încă o dată duhovnicească, pentru publicul și ascultătorilor. Aș face aici o ușoară paranteză, apropo de public. În general, viața religioasă are două componente importante, una mai vizibilă, alta poate mai puțin sezizabilă. Este cea spirituală propriu-zisă, meditație, rugăciune și aplicare către lucrurile duhovnicești cerești, dar este și dimensiunea spectaculară. Orice slujbă divină este și un spectacol pentru care are un public și are niște protagoniști. Emisiunile pe care le facem au un public și au niște protagoniști.
este o dimensiune spectaculară. Trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta. Este o ispită a vedetismului pentru oricare dintre noi. Trebuie să fim atenți la apelul acesta al seducțiilor din viața de spectacol, care sunt firești în lumea spectacolului laic, nu sunt condamnabile acolo. La noi însă, noi trebuie să fim mult mai atenți, la noi mesajul nu este media, nu, e o formulă celebră, the media is the message, lansată secolul trecut, dar foarte importantă. Nu, la noi mesajul este foarte clar, mesajul este Evanghelia, sau este Biblia, și mesagerul este întâmplător. Trebuie să facă să strălucească mesajul acela cât mai bine. Exact. Dar mesagerul trebuie să treacă în plan secund și există ușoare, sau poate unor mai puternice ispite la care trebuie să fim atenți și vorbesc acum după o experiență îndelungată în media. 20 de ani numai în Vocea Evangheliei, dar și în alte medii și știu că există o astfel de ispită și ca oameni care lucrăm în radio creștin trebuie să fim supra-atenți la aceste lucruri ca producători, ca realizatori și ca directori. Atenți. Da, mulțumim mult pentru aceste atenționări. Domnule Despa, în perioada în care ați fost director general, cum era relaționarea cu mediul evanghelic, cu bisericile? Știm că radio funcționează și ca societate, SRL, și ca ONG, asociație unde se primesc donații, sponsorizări și noi funcționăm așa pe baza aceasta, nu primim finanțări de la stat și atunci trebuie să ne administrăm cumva noi cele trei culte evanghelice și care sunt proprietare de drept ai RV-ului. Și o componentă importantă e componenta aceasta, a zice, cum a spus dumneavoastră, spirituală, dar mai mult instituțională, eclesială. Bisericile locale care sunt din o zonă, ele cumva sunt responsabile de gestionarea, de funcționarea radioului. Da. Înțeleg foarte bine ce spuneți. O primă remarcă ar fi aceea că formula aceasta, asociație și societate, a mers foarte bine la început. Până de curând n-aș avea motive să cred că au fost motive să nu funcționeze bine. Pentru viitor însă poate fi reexaminată. După știința mea, foarte multe radiouri care au pornit pe formula aceasta, între timp și-au revăzut-o și acum au rămas pe o formulă, în principal, a rămas numai asociația care să preia licențele și să meargă înainte cu radioul pe asociație. Mi-e greu să spun în momentul acesta, dacă este acum momentul pentru așa ceva, trebuie o examinare și juridică și o examinare și din punct de vedere financiar, organizatoric, ce înseamnă lucrul acesta. Bordul este cel competent să facă o astfel de examinare, dar sigur că da, trebuie luată în considerare. Încă o dată, sunt multe radiouri care au făcut tranziția asta și probabil că au avut un motiv să o facă. Asta ca o remarcă în general. Da, la început n-a permis legea, acum permite legea. Permite legea, dar sunt implicații multe, de asta spuneam, partea juridică este foarte importantă. Și în general aș zice că la Radio Vocea Evangheliei expertiza juridică trebuie incultivată mai mult, adică interiorizată mai mult, în sensul că va fi din ce în ce mai mult nevoie de asistență juridică. Lucrurile, așa cum vedeți, din punct de vedere al deciziilor, se complică. Și dacă în multe situații, vă spun pentru că eu am trecut și noi la Sediul Central, am fost în situații în care am putut destul de ușor să luăm o decizie uitându-ne pe niște texte de legi și spunând așa este bine, au fost situații în care am stat și n-am știut și am zis e nevoie de un jurist și au fost situații în care am zis nu ne băgăm pentru că nu avem consultația sau sfatul unui jurist. Deci e foarte important ca un jurist să fie foarte implicat în viitoarele decizii pentru că viața socială și viața profesională va fi din ce în ce mai mult imbricată cu decizii juridice. Deci lucrul ăsta
este important. Privitor, pentru că de aici a pornit întrebarea, implicarea spațiului eclezial în radio. Știți ce că este esențial? Este esențială din două perspective. Este esențială pentru faptul că radioul a pornit ca un radio al cultelor, ceea ce presupune că este o direcție, în primul rând din punct de vedere doctrinar. Nu mă refer la modul acesta îngust dogmatic, ci pur și simplu al limitelor care sunt permise în gândirea și practica creștină. Fiecare cult este un cult pentru care asemenea limite. Da? Pot fi mai largi sau mai puțin largi, dar ele există. De astea sunt radiourile confesionale, radiourile creștine sunt radiouri de foarte biserică ortodoxă, catolică și așa mai departe. Noi suntem un radio al unor culte. Și ele trag niște limite care spun asta și asta. Dacă financiar nu sprijinesc radioul, atunci este imposibil să cer ca limitele acestea să fie păstrate în mod coerent. Pentru că vin oameni cu potențial financiar care spun sponsorizăm aici, dar legat de această sponsorizare am vrea și cu tare lucru. Care la prima vedere poate nu e scandalos, dar după aceea vine și altceva. Vin la pachet altele. Dependența s-a creat și nu mai poți fără sponsorizarea aceea. Atenție! Nu mai poți fără ea, pentru că ea s-a încetățenit. Și atunci dependența aceasta creează și sugestii în direcții doctrinare și poate uneori și de muzică sau estetice, să spunem în sensul larg al cuvântului, care s-ar putea să fie inacceptabile. Și atunci degeaba vii tu dinspre un for religios, un for eclezial și spui stop aici, stop aici. Trebuie să vii și să spui stop aici sau mergem în direcția aceasta pentru că susținem această direcție. Este foarte important lucrul ăsta. De asta ziceam că susținerea bisericilor pentru a avea substanță trebuie să fie și una de ordin financiar, pentru că aceasta a fost, înțeleg, întrebarea dumneavoastră. Prima, bineînțeles, susținere este aceea de ordin spiritual. Și pe asta înțeleg susținerea în sensul încurajării, consilierii, întrajutorării de orice fel. Este foarte important pentru o echipă să simte că bisericile sunt alături și că la o adică se poate duce la un păstor să ceară un sfat, să ceară o direcție. Deci este esențial lucrul ăsta, dar la pachet cu asta trebuie să meargă și susținerea despre care mă întreba, susținerea financiară. Da, într-adevăr, așa au fost de la început croite lucrurile, de la începuturile lucrării și e o lucrare aparte a celor trei culte evanghelice și aici au un rol important, l-are și Consiliul Local al Radioului prin acei reprezentanți din bisericile locale evanghelice care veghează și la linia doctrinară. Mai mult sau mai puțin? Sau mai puțin, da. Și aici, din nou vin cu încurajarea aceasta către CLR-uri să țină aproape cu stațiile și dacă vor ca ele să performeze în urbea în care există, atunci să fie, să țină strâns aproape de ele, pentru că, dacă nu, lucrurile se destramă. Da. Așa este, domnule director Despa. Am experimentat asta la București, suntem o echipă nouă, un proiect nou, o viziune. Sperăm așa să fie una revigorantă și ne luptăm și cu aspectele acestea care țin și de cultura vremii, internetul a luat cumva fața radioului, am zice noi, dar încă în București sunt milioane de mașini, se ascultă mult radioul. Încă nu e învechit radio, așa cum ar susține unii, e o lucrare aparte și de impact. Din ceea ce am observat și noi și din mărturiile unor oameni care l-au cunoscut pe Domnul ascultând radio și au schimbat viața, au avut loc transformări frumoase, miraculoase, făcute de Dumnezeu în urma ascultării unor mesaje la Radio Vocea Evangheliei București. Așa este.
un mic comentariu la ce spuneați dumneavoastră. S-a crezut la început că apariția unor noi media va canibaliza media mai vechi. Da? Apariția televizorului va canibaliza radioul. Apariția, știu, internetului va canibaliza televiziunea și radioul. Nu este cazul. S-a văzut că nu este cazul. Se rearanjează și se reconfigurează publicurile, dar nu dispar și se vede foarte clar, se reașează pe diferite sertare, noi sertare. Și este clar, așa cum spuneați, că radioul în continuare este foarte ascultat pe mașini, în continuare este ascultat în case foarte mult, vă spun, dacă cunosc din rude și din cunoștințe, este foarte ascultat radioul, dar fără îndoială s-a diversificat publicul și este o parte din public. Sunt tineri care au trecut pe social media, care ascultă pe internet, foarte bine că este așa, pentru că știm unde să-i găsim. Și, apropo de provocări, este o provocare foarte importantă asta, nu poți să nu ții cont de ea, fără să crezi că radioul va dispare, nici vorba de așa ceva, să-ți dai seama că este o sarcină în plus să intri pe un public care de data asta s-a mutat în zona online, în zona social media, și să fii și acolo prezent cu exigențele și rigorile acelui mediu. Pentru că este un mediu care este rigorile sale. Trebuie să fii prezent acolo, fără să crezi o clipă că vechiul mediu, din cauza aceasta, e caduc și depășit. Nici vorba de așa ceva. De asta spun, mai mult de făcut și niciun caz de abandonat. Da, de câțiva ani suntem în online și, într-adevăr, e un alt public. Acolo sunt mulți care ne ascultă și din afara țării, de la birou, de la locurile de muncă, pe drum. Sunt podcasturi, sunt aplicații care te țin conectat și atunci acolo suntem 24 de ore și avem o altă audiență sau alți urmăritori, aș zice. Suntem pe final așa de emisiune, timpul trece așa de repede și v-aș ruga și pe dumneavoastră, așa cum am rugat și pe colegii dumneavoastră, foștii directori, să ne spuneți așa, poate una, două experiențe în care ați văzut bunătatea domnului în anii aceștia de slujire, în lucrarea radioului, modul în care Dumnezeu a binecuvântat, a luptat pentru lucrarea asta. Aș putea să vă spun aproape fiecare nouă licență care radioul a câștigat-o în timpul cât am fost eu director, a fost aproape ceva miraculos. Aproape toate șansele erau împotrivă. O licență în radio se câștigă extraordinar de greu. Deci vă spun foarte clar. Și aproape fiecare câștigare de licență a fost un miracol. Dar din punct de vedere al bucuriilor și părtășiilor spirituale, probabil cel mai mult au contat și pentru mine și pentru colegii mei acele conferințe, reuniuni făcute împreună cu partenerii noștri americani, în care tot personalul RVE și nu numai, pentru că după un anumit moment deveniseră conferințe de nivel european, ne adunam și aveam, știți, noi suntem în stații separați, foarte greu se știu unii cu alții. Dumneavoastră știți foarte bine că sunteți, lucrați în RVE București. Nu știu cât știți despre ceilalți colegi, probabil că auziți lucruri puțin despre ei, dar destul de puține. Existau asemenea evenimente anuale, sau aproape anuale, în care veneau toți împreună și nu doar că se audeau la telefon sau pe e-mail, se vedeau și împărtășeau bucurii, neajunsuri și toate celelalte, împreună, încă o dată, cu profesorii noștri, care veneau foarte mult pe încurajare, întotdeauna aveau și consiliere spirituale și veneau pregătiți pentru așa ceva, schimb de experiență profesională, în afară de cursurile propriu-zise pe care le țineau, erau un schimb de experiență profesională, consiliere spirituală de foarte bună calitate, personală. Deci erau chiar unul la unul uneori. Ei, dacă cineva care are în urma experiențelor de la radio trece printr-o situație dificilă, veniți să stăm de vorbă, pentru că și noi am trecut prin situații de felul ăsta, spuneau ei, și vă putem împărtăși din experiența noastră. Erau intimi și erau apropiați și au contat foarte mult. Mi-aș dori foarte mult să se reia
aceste conferințe pe cât posibil. A fost pandemia, au fost, cum să zic eu, sincope importante care au făcut ca lucrurile astea să se debalanceze puțin, dar se pot rebalansa cu ceva voință, cu ceva efort și cu siguranță va fi benefic pentru rețeaua RV. Erau dorite, erau așteptate și cu siguranță nu numai profesional, ci și spiritual a fost un câștig foarte important. Da, noi am mai făcut un pas și asta meritul Domnului și a colegilor. Am reușit să creăm o rețea media creștină națională în care sunt implicați mare parte colegi din RV, din țară. Am fost la Cluj anul trecut cu ocazia unei alte conferințe și acolo am considerat că există nevoia asta de a se consolida un pol media cu colegi din zona aceasta creștină și de a face astfel de întâlniri și chiar povesteau colegii noștri mai vechi de acele întâlniri care erau organizate de rețeaua RV cu trainer de afară. Absolut. De foarte bună calitate, încă o dată, și profesională și spirituală și era și sentimentul ăsta. Bun, noi suntem RV. Noi ăștia care erau suntem, era o sală plină de 70-80 de oameni. Noi suntem RV, da. Știm cine suntem. Contează lucrul ăsta. Da, un brand pentru acea perioadă. Domnule Lucian Despa, aș vrea acum pe final să ne adresați așa câteva gânduri pentru echipa RV București actuală. Nu suntem foarte mulți, însă, așa cum v-am spus, suntem într-un proces de dezvoltare. Sperăm cu ajutorul Domnului să facem lucruri frumoase, să continuăm lucrarea începută de dumneavoastră, de colegii dumneavoastră și să o continuăm spre slava Domnului. Câteva gânduri pentru noi, dar și pentru radioascultătorii noștri. Gândul ar fi cel mai important este să continuați acele lucruri bune, dar în primul rând să vă conectați foarte bine la acele lucruri bune care au fost începute și vedeți și în RV București ca și în oricare altă stație. Eu văd nu numai radioul ca organizație sau persoană juridică, ci ca o moștenire. E o moștenire pe care am primit-o fiecare dintre noi. Hai să vedem, ca orice moștenire, trebuie să fie la înălțimea ei. Hai să vedem ce e acolo și tot ceea ce este bun să dezvolte. Dar mai întâi să o cunoaștem, să vedem cum este, ca și moștenire pe care ne-au luat-o cei care ne-au dat-o, cei care au fost într-adevăr ctitori și care au pus suflet și inimă pentru lucrarea aceasta. Deci să cunoaștem bine ce înseamnă RV în fiecare oraș, să ne cunoaștem bine comunitățile și nevoile lor, pentru că eu cred că cu lucrarea aceasta dintre comunitățile evanghelice și radio este esențială. Este spațiul în care se pot dezvolta cel mai minunate, cel mai înfloritoare evenimente, proiecte în acest dialog. Dacă el se rupe, dacă dialogul acesta cu comunitatea, bisericile evanghelice se întrerupe, lucrurile nu merg bine. Noi nu suntem un radio, să zic, care... De sine stătător. Absolut. Noi suntem pur și simplu extensia, în sensul bun al cuvântului, a bisericilor, în care facem în spațiul public ceea ce ele nu pot face, pentru că n-au mișloace pentru asta. Da? Într-o biserică e un amvon. Spațiul pe care îl poți accesa este acela al clădirii. Prin radio poți accesa un oraș. Da? Și bineînțeles și modul în care o faci trebuie să fie specific radioul. Nu trebuie confundată biserica cu radio în niciun caz. Corect. Dar obiectivele sunt foarte asemănătoare. Obiectivele. Da? Atunci să fim atenți la aspectele acestea. Vă încurajez, v-am zis, veniți pe o lucrare făcută de oameni foarte bine antrenați profesioniști. Deci oameni care au lăsat lucruri bine alcătuite și bine puse și să preluați ideea aceasta de a performa profesional, de a sta spiritual, v-am zis, cât mai aproape de biserici și să vedeți în toate aceste lucruri și în tehnică și în partea financiară niște vreascuri pe care le poate aprinde focul Duhului Sfânt. Cât ar fi de formidabile, cea mai bună tehnică, cea mai bună finanțare. Dacă nu arde, nu există ardoarea asta a Duhului Sfânt în redactori,
care să fie transmisă și dusă până la urechea ascultătorului, sunt niște vreascuri și nimic altceva. Da, Domnul să ne ajute, vă mulțumim mult pentru aceste gânduri și pentru prezența în emisiune. Vă dorim multă sănătate, binecuvântare. Mulțumesc la fel și încă o dată la mulți ani. Mulțumim frumos. Domnul să vă binecuvinteze în tot ceea ce faceți. Pe noi aici să continuăm, așa cum a spus, moștenirea asta frumoasă, lăsată de dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, ai noștri, și Domnul să lucreze în extinderea și dezvoltarea acestei lucrări. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi, o ediție specială, aniversară, cu prilejul celor 30 de ani de emisie a stației Radio Vocea Evangheliei București. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne-am bucurat astăzi să facem din nou o incursiune în trecut, să ne uităm la modul în care Dumnezeu s-a folosit de colegii noștri, de cei care au fost înaintea noastră. Ne-am bucurat astăzi să-l avem împreună cu noi pe domnul Lucian Despa, a fost director general al rețelei RVE pentru o perioadă de 20 de ani. Ne-am bucurat să vedem mâna Domnului care a fost cu ei atunci. Credem că este și cu noi astăzi. Vă încurajăm să ne susțineți în continuare, să fiți alături de noi. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și sunteți parte din acest proiect. Noi vă mulțumim, vă dorim multă binecuvântare și vă așteptăm data viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, aici, la Radio Vocea Evangheliei. Fiți binecuvântați!